Bună seara și bine v-am găsit la Actual Regional. Sunt Paul Olar. Sindicaliștii Cartel Alfa declanșează până la finalul acestei luni mitinguri în fața administrației prezidențiale, a sediilor partidelor politice, a ministerelor muncii și finanțelor. Principalele revendicări sunt un salariu minim decent, pensii echitabile, servicii publice de calitate, deblocarea negocierii colective, taxare justă și aplicarea corectă a legislației. Mai multe vom discuta în ediția de astăzi cu domnul Bogdan Hosu, președintele Cartel Alfa. Bună seara, domnule Hosu, vă mulțumesc pentru prezența în cadrul emisiunii noastre. Bună seara dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. Domnule Hosu, cum evaluați proiectul de buget pe anul 2021? Sunt discuții aprinse legate de sporuri, mai nou de etichetele de vacanță. Vă rog. Deci, nu avem încă un text efectiv. Comentariile mele sunt legate de pozițiile publice luate de diferiți miniștri sau de primul ministru însuși. În orice caz, constatăm o contradicție mare în politica care se dorește a fi aplicată în 2021. Pe de o parte, primul ministru declară că face o economie de 2 miliarde de lei datorită austerității în drepturile marginale, prin că voucherele de vacanță sunt drepturi marginale sau în domeniul aplicării sistemului de salarizare sau a sporurilor aferente, dar în același timp de câțiva ani buni nu constatăm că niciun guvern nu s-a aplecat asupra combaterii evaziunii fiscale, pentru că un punct procentual de evaziune fiscală modificată ar conduce la o economie sau la un venit suplimentar la bugetul de stat de aproximativ 12 miliarde de lei, deci de 6 ori mai mult decât economia pe care o face astăzi propunerile actualului prim-ministru. Este evident că este un proiect injust, dezechilibrat și care nu ține cont de un echilibru pe tipurile de cheltuieli, pentru că cel puțin din informațiile neoficiale suntem informați că avem reduceri inclusiv la domeniul sănătății, deși suntem în continuare în plină pandemie, în domeniul educației, deci la serviciile de utilitate publică și interes general prioritare, dacă vrem realmente să avem un rezultat pozitiv în construcția pe care ne-o propunem ca atare. În continuare se vorbește de austeritate în domeniul pensiilor, dar actualul guvern nu își propune să revină la forma inițială a legii în care, de fapt, orice cetățean de pe teritoriul României care are avea un venit de minimum 3 salarii minime să contribuie la pilonul întâi de pensii și să beneficieze după aceeași regulă. Pentru că ne mirăm după 20 de ani că sistemul nu este integrat, acoperitor și are deficiențe, dar se uită deciziile multiple ale politicienilor de-a lungul timpului, prin care categorii întregi de contribuabili au fost scoși din aceste obligații pentru pilonul întâi. În același timp se uită faptul că de la 35% contribuție cumulativă angajator-angajat am ajuns numai la o contribuție de 25% din partea numai a lucrătorilor, din care se mai scoate 3,75% pentru pilonul 2 de pensie. Și ne întrebăm după aceea de ce nu merge. Păi evident, dacă tot timpul tortul prin decizii cu nuanță populistă se micșorează, este evident că la un moment dat nu mai avem ce împărți și automat în momentul respectiv intrăm în situația de austeritate și de blocaj. Noi sperăm ca să se modifice această atitudine. Înțelegem că inclusiv membrii ale partidelor din coaliție devin conștienți că o asemenea tip de politică este anormală și vor face modificările adecvate. Deși piața muncii din România este la 66% din productivitatea orară medie, vor fi înghețate anumite drepturi salariale. Cum vă explicați acest lucru?
Este una din contradicțiile că vorbim de 66% din productivitatea medie orară al Uniunii Europene și 35% din tarifarul orar al salariului minim pe economie. Practic este ceea ce s-a întâmplat de-a lungul a cel puțin 20 de ani, în care partidele care au fost sau perindat la guvernare, de fapt n-au aplicat o politică fiscală adecvată, în sensul în care au aplicat o politică care să faciliteze proprietarul sau, dacă vreți, proprietarul de capital și au defavorizat lucrătorul. Pentru că, practic, în creșterea economică pe care o avem, și nu de multe ori a fost o creștere substanțială, am constatat că 51% se duce către capital și numai 40-41% se duce către lucrători. Deși media europeană legată de fiscalitate este taman pe dos, adică 51% se duce către lucrători și 40% se duce către capital. De fapt, astăzi este mult mai rentabil să fii acționar proprietar și să-ți iei dividendele, pentru că vei plăti mai puține taxe și impozite decât să fii lucrător. Avem o situație anormală în care, de fapt, din 100 de lei, să spunem, pe care îi obținem prin muncă, de fapt, salariatul pleacă acasă numai cu 56 de lei. Este evident că această supraimpozitare pe locul de muncă și pe cetățean duce la o sărăcire substanțială și suntem la situația în care aproape 18% din salariații din România sunt săraci. Adică, pe de o parte, ei muncesc, contribuie la, cu taxe și impozite, dar în același timp veniturile lor din salarii sunt atât de mici că statul trebuie să intervină cu ajutoare sociale, pentru că altfel aceștia ar fi muritori de foame. Este o situație inacceptabilă care conduce, de fapt, ca marea majoritate a cetățenilor din România să găsească refugiu în migrare. Și avem, practic, alături de Siria, care este în război, cea mai mare migrare din istoria lumii legată de acest lucru, având peste 4 milioane de cetățeni care au plecat din România ca să-și regăsească o viață decentă în altă parte. Cum vedeți înghețarea creșterii pensiilor și lipsa justiției sociale în sistemul de pensii, domnule Hosu? Este complet anormală și în același timp este inacceptabilă, pentru că, de fapt, oameni care au contribuit, au muncit și s-au sacrificat pentru binele național, la modul general, astăzi sunt penalizați de o politică complet anormală. În mod normal ar fi trebuit ca acest calcul, recalcularea pensiilor, să fie finalizat. După mine ar fi trebuit ca atât ministrul din 2019, dar și ministrul muncii din 2020 să fie acuzați public și să răspundă ministerial pentru neaplicarea prevederilor legale. Lucru care este inacceptabil în sensul în care cei care ar trebui să fie garanții aplicării corecte a legii sunt primii care nu respectă legea, dar faptul că nu se constituie nimeni ca să-i sancționeze în justiție face ca aceste abuzuri de funcții să continue în mod sistematic. Lucru care îl vedem și în alte politici pe care guvernele, inclusiv guvernul actual, încearcă să le aplice în cotidianul zilelor noastre. Deși proiectul de modificare a legii 62, elaborat cu consultarea partenerilor sociali în ultimii 5 ani, se află în faza de raport final, adoptarea ei trenează. De ce? Cum vă explicați? Este prima chestiune care am ridicat-o partidelor politice în cadrul manifestării ca revendicare, tocmai lipsa de operativitate a Parlamentului, care ar trebui să fie un garant al activității în interesul cetățenilor care i-au votat și i-au mandatat să ocupe locurile respective. Nu este nici ultima, pentru că în același timp gândiți-vă că ordonanța 79 din 2016
2017 cu transferul integral de taxe stă de 3 ani în Parlament și ar fi trebuit ca Parlamentul să ia o decizie. Ori o respinge, ori o acceptă, pentru că este anormal ca, datorită incertitudinii legate de faptul că 79 va fi respinsă sau va fi acceptată, noi ne-am bucurat dacă ar fi respinsă, ea să nu permită majorarea la o treime din salariații din sectorul bugetar, din sectorul privat, îmi cer scuze, a salariilor brute respective. În domeniul lui 62, dialogul social, deși Uniunea Europeană în raporturile de țară semestriale subliniază faptul că lipsa contractelor colective de muncă a dus la polarizarea distribuției salariale în jurul salariului minim pe economie. Avem peste 2,5 milioane de lucrători care se învârt la salariu minim plus minus 10% legate de acest lucru. Evident că în condițiile astea este inacceptabil. De fapt, este o formă prin care guvernul continue să încurajeze în mod legal frauda fiscală. Pentru că este evident că nu putem avea o creștere de 4-5 puncte procentuale a economiei numai cu muncitori necalificați. Faptul că inclusiv funcții cu studii superioare sunt plătite la nivelul salariului minim, este evident că, de fapt, este o fraudă fiscală pe piața muncii, acceptată de decidenții politici și încurajată. Pentru că frauda fiscală, indiferent că e pe piața muncii sau e în sectorul economic, este de fapt forma prin care sunt alimentate partidele politice la putere și în același timp sunt alimentate anumite persoane. Deci, de fapt, decizia de a sancționa această evaziune nu există datorită interesului personal pe care unii sau alții din decidenți îl au. Ce alte nemulțumiri mai există și vă rog să-mi spuneți dacă ați evidențiat anumite nemulțumiri locale. În acest moment sunteți la Cluj-Napoca, v-ați întâlnit cu oamenii de aici. Nemulțumirile sunt multiple și este datorită lipsei de coerență a politicilor. Iau cel mai banal exemplu, pentru că suntem confruntați cu toții în aceste zile și practic până în aprilie trebuie să iasă o decizie a decidenților din România legată de Planul Național de Reziliență, Reformă și Reziliență. Ei bine, practic, deși să vorbim de 30 de miliarde de euro, adică este o cantitate de bani enormă, prioritățile naționale nu sunt puse practic pe hârtie și nu sunt promovate de decidenții politici. În planul de reformă, toate reformele care se pot face legate de strategiile naționale sunt prevăzute sub formă de hotărâri de guvern. Cu tot respectul față de decidenții noștri politici, o hotărâre de guvern este practic a unei coaliții sau a unei partid politic aflat în acel moment la guvernare și nu sunt trecute prin Parlament ca să existe susținerea colectivă a tuturor partidelor. Nu se discută cu partenerii sociali problemele majore. Faptul că suntem în situația în care astăzi ar fi trebuit să fie lansat BBC-ul, bugetul de venituri și cheltuieli pe 2021, dar nu s-a făcut nicio o comisie de dialog social la ordonatorii de credite ca să se analizeze prioritățile investiționale, prioritățile de măsuri de reformă care ar trebui aplicate diferitelor structuri și avem nenumărate. Dau exemplu în domeniul energiei legate de problemele cu uraniu sau în domeniul agriculturii cu irigațiile care sunt priorități deosebite naționale. Arată de fapt un dezinteres total. Se pare că este mult mai interesat decidenții politici de astăzi de împărțirea locurilor și asta am văzut la secretarii de stat, la prefecți, la toate formele respective, decât de așteptările și soluțiile pe care le așteaptă cetățenii la ora actuală. Faptul că în domeniul salariului minim pe economie avem cea mai mică creștere, nu procentuală numai, cea mai mică creștere valorică în euro față de țările din jurul nostru arată că, de fapt, dintr-o politică care trebuie să fie o politică de convergență către media europeană, de fapt, decidenții politici dintr-o
necunoaștere sau dintr-o voință anormală, probabil cumpărați de multinaționale sau de interese personale, nu fac decât să facă o divergență și mai mare în politicile cu caracter socioeconomic. Pentru că, evident, în momentul respectiv, când pleacă 4 milioane de cetățeni din România și pleacă cei cu vârstă mijlocie, care au experiență de muncă, care au inițiativă și capacitate maximă de regrupare, este evident că, în momentul respectiv, investiția făcută de statul român în acești oameni se pierde. Ei, în loc să muncească în România, în loc să returneze prin taxe sociale și impozite efortul investițional care s-a făcut în ei, practic se duc în alte țări unde returnează către țările respective, de fapt ca lucrători în țările respective. Este clar că nu avem o politică normală, iar decidenții politici trebuie să se reprofileze, să încerce să învețe și mai ales să dialogueze cu partenerii sociali. Trebuie să învețe că unul nu cunosc toate situațiile punctuale din diferitele sectoare și că numai prin dialog odată vor cunoaște realitățile și vor găsi soluțiile optime. Cum ați gândit acțiunile de protest? Ce va face în acest sens sindicatul? Cartela Alfa practic a făcut și face în continuare acțiuni de, hai să spunem, de durată, pentru că am constatat că dacă se face o singură acțiune punctuală, practic în momentul respectiv mare parte din decidenți spune au trecut și ei, s-au exprimat, lasă că de acum nu se mai întâmplă nimic. Am încercat din 14 ianuarie, de când am început prima acțiune, prin demararea, dacă vreți, a caravanei care a plecat din satul mare, Baia Mare, și a coborât până în sud, trecând aproape prin toată țara, prin acțiunile pe care le-am făcut în fiecare județ, dar în același timp și prin acțiunile care le-am făcut în București, plecând de la administrația prezidențială, la care am cerut solicitarea de mediere, atributul președintelui de a media un conflict social, dar și pichetările făcute la cele două ministere importante legate de revendicările noastre, respectiv Ministerul Muncii și Ministerul Finanțelor Publice, constatând că, de fapt, dialogul nu există și nici se pare, nici nu se dorește a se construi în dialog, în momentul actual suntem într-o gândire a acțiunilor noastre. Vom continua acțiunile la partidele politice din coaliție, dar în paralel vom începe acțiunile la nivelul guvernului. Și în acest sens, miercurea viitoare, de fapt marți, vor fi polițiștii care vor acționa la guvern din partea noastră, miercuri vor fi acțiunea celorlalte structuri, dar inclusiv a polițiștilor, legate de nemulțumirile față de politica de indiferență, față de așteptările și necesitățile cetățenilor și mai ales a lucrătorilor pe care îi reprezentăm. Politica de austeritate inacceptabilă, legată de faptul și care nu corespunde realităților cu care suntem confruntați. Cum v-am spus, dacă guvernul și-a fi propus numai combaterea evaziunii fiscale cu un punct procentual, în momentul respectiv n-ar fi fost nevoie nici de înghețarea pensiilor, nici de înghețarea salariilor, nici de reducerea altor drepturi marginale. Mai ales că unele drepturi marginale, cum sunt voucherele de vacanțe, erau un instrument principal de dezvoltare și menținere în funcție a unor sectori important, cum este sectorul Horeca, pentru că, practic, ceea ce se întâmplă este că, pe de o parte, statul încearcă acțiuni sociale de menținere a activității, dar în același timp, prin măsurile pe care le ia, de fapt, nu face decât să sape la rădăcina posibilităților de relansare a unor sectoare economice. Discrepanțele majore, care cel puțin
nu le avem toate datele oficiale, lipsa de investiții în anumite sectoare de activitate, de continuare a unor investiții, nu arată decât dezinteresul pe care, într-o formă sau alta, actualul guvern îl are și probabil, începând de săptămâna viitoare, și mesajul nostru va fi complet schimbat. Dacă până acum încercam să dialogăm și să construim împreună, să găsim soluții, de acum încolo se pare de săptămâna viitoare că vom schimba registrul, în care singura soluție este schimbarea actualului guvern și aducerea altui guvern mult mai competent și capabil să înțeleagă necesitățile de reformă și de schimbare în societatea românească și în economia și relațiile de muncă românești. Domnule Hosu, vă mulțumesc pentru explicațiile oferite în cadrul acestei emisiuni. Doamnelor și domnilor, ediția noastră a ajuns la final. Vă mulțumim că ne-ați urmărit. Rămâneți alături de TVR Cluj. La revedere!